Deputatul democrat Artur Reșetnikov a fost desemnat de guvern în funcția de judecător al Curții Constituționale. Anunțul a fost făcut la începutul ședinței Cabinetului de Ministri. S-a menționat că Reșetnikov corespunde condițiilor pentru numire prevăzute de legislația în vigoare, are pregătire juridică superioară, o înaltă competență profesională și vechimea necesară în activitatea juridică. Amintim că în timpul guvernării comuniste, Reșetnikov a ocupat funcția de director al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova. Reșetnikov este unul dintre cei 14 deputați comuniști care au intrat în Partidul Democrat la finele anului 2015. La 11 decembrie curent, Consiliul Superior al Magistraturii l-a numit pe fostul procuror general Corneliu Gurin, judecător al Curții Constituționale.